avem această discuție. Este o ordonanță de foarte mare importanță și trebuie analizată foarte bine. În acest sens au fost invitați și oficialii din Polonia, ca să vedem și fondul lor, cum a fost constituit și cum funcționează. E oarecum diferit față de ce avem noi de gând cu Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Ordonanța are acum o formă finală, am convenit forma finală. Sunt câteva modificări de formă, câteva precizări și noi credem că este un cadru care elimină orice risc pentru societățile comerciale care vor intra în cadrul acestui fond și de asemenea o ordonanță care să creeze condițiile pentru ca un fond suveran de dezvoltare și investiții în România să contribuie într-un mod serios la dezvoltarea acestei țări. Așa cum oriunde în lume aceste fonduri de dezvoltare sprijină economia, sprijină investițiile și nivelul de trai. Când vor fi emise aceste ordonanțe? Aveți un orizont de timp? Când va fi înființat fizic? Având forma finală, săptămâna viitoare, în prima ședință de guvern, nu știu când va fi, joi sau vineri, va fi adoptată această ordonanță. Imediat după ce ordonanța este publicată în Monitorul Oficial, vor fi discuții despre hotărârea de guvern care să stea la baza înființării fondului suveran, actul constitutiv și toate celelalte elemente. Deci, până la sfârșitul acestui an, toate aceste documente, acte normative, vor fi adoptate, urmând ca funcționarea efectivă să înceapă din 2019. Și care au fost obiecțiile ALDE acceptate de PSD? Nu s-a lucrat în maniera asta, nu au fost obiecții dintr-o parte sau alta. Am convenit împreună că este un act normativ de o importanță uriașă și trebuie să cumpărim, să analizăm fiecare prevedere din fiecare articol. Au mai fost nuanțări puse în unele articole, au fost unele reformulări ale unor articole pentru a nu exista, nu numai acum, ci și în anii următori, posibilitate de interpretare în sens negativ. Ne puteți spune concret despre ce anume, ce modificări vor fi? Nu vreau să intrăm în lucruri concrete, pentru că înseamnă să stăm o oră jumate sau două, o oră și jumătate sau două. Săptămâna viitoare o să vedeți textul ordonanței. Și câte companii de stat vor face parte din fond, eventual? Nu, dacă nu intră. Ordonanța nu vorbește despre câte companii intră. Ordonanța reglementează cadrul general pentru a se putea înființa fondul suveran în România și este întocmită după ce Curtea Constituțională a României a spus că nu se poate adopta o lege sau ordonanță cu o adresă punctuală, adică pentru ființarea unei societăți comerciale. Domnule Gera, este mulțumit conducerea ALDE de aceste discuții și de noile nuanțări? Nu este vorba, repet și eu, despre nuanțări. Ca și în cazul legii offshore, ne-am întâlnit și am discutat ca niște parteneri pe marginea acestui proiect. Un proiect extrem de important pentru România, știm foarte bine. Eu cel puțin consider că este cel mai important proiect chiar de țară de la intrarea țării în Uniunea Europeană în 2007. Deci au fost lucruri normale ca între parteneri, discuții aplicate pe proiectele pe care noi le-am pus pe hârtie. Deci despre rectificarea bugetară și despre bugetul pentru anul viitor au fost discuții? Am avut câteva, nu discuții lungi. Domnul ministru de Finanțe ne-a informat că rectificarea bugetară va fi realizată în așa fel încât deficitul bugetar să nu depășească 3%, așa cum am stabilit de la început. Doar câteva informații, ritmul de creștere a veniturilor este în grafic, deci au crescut în fiecare lună. Privind execuția la 10 luni, vă spun doar o informație care mi se pare importantă. Este o creștere cu 75% a investițiilor comparativ cu primele 10 luni ale anului trecut, ceea ce pentru noi reprezintă un semnal extrem de important. Deci față de 9 miliarde de investiții în primele 10 luni ale anului trecut, 16 miliarde de investiții în 10 luni din 2018, ceea ce pentru orice economie din lume reprezintă un semnal extrem de important. Pe problema salariului minim, începând cu data de 1 decembrie, dacă... Nu am discutat. Astea deci sunt... Nu s-a convenit nimic pe acest timp? S-a făcut domnul Teodorovici o prezentare? Nu, v-am spus că asta am discutat. N-am avut timp efectiv. Cam atât. Ele ar fi făcut. S-a stabilit lor pentru impozitul pe venit din teritoriu, dacă se rămână 100% la primărie? Nu am discutat astăzi. Nu au putut să vină doi specialiști, unul de la finanțe, unul de la
dezvoltare. Vom discuta, cred că marți, vom avea o discuție finală și cu colegii de la ALDE și cu Finanțele și cu Ministerul Dezvoltării și cu doamna prim-ministru, dar în același timp trebuie să discutăm și despre proiecția bugetară pe anul viitor pentru a vedea care este anvelopa care poate susține impactul bugetar al măsurilor pe care le propunem, în așa fel încât autoritățile locale să înceapă cu 2019 să iasă din această situație în care au fost puse timp de 20 ceva de ani de zile, în așa fel încât în fiecare an bugetul de stat se închidea pe bugetele locale. Sigur că vreți să le punem și niște condiționalități, dar de bun simț, dar despre asta o să discutăm în detaliu după ce avem discuția. Se va ajunge la o reducere a aparatului administrativ, dacă ne puteți spune? Vă mulțumesc foarte mult. Din moment ce n-am discutat despre asta, haideți că eu zic că e suficient. Aș întreba pe un alt subiect, Comitetul Executiv Național săptămâna viitoare. Păi trebuie să ne strângem, că am auzit că ați și dat informația asta. Foarte bune discuțiile informale. Noi spunem că s-ar putea să facem, voi ne-am stabilit și data. Deci dacă voi ați stabilit așa... Vă întreb dacă există, pentru că unii colegi din teritoriul tăi dumneavoastră spun că cel mai bine ar fi să fie la începutul săptămânii viitoare. Este oportun? În continuare îmi păstrez competențele și atribuțiile să discut eu cu colegii mei de partid, nu prin presă. Guvernul va cere companiilor de stat dividendele. Vreau să vă spun ceva. Niciodată eu nu am anunțat un comitet executiv sau birou permanent național în presă. Prima dată fac anunțul prin sistemul partidului, pentru că așa mi se pare civilizat și corect față de colegii mei. Dar tensiunile din partid ar trebui să fie discutate săptămâna viitoare într-un CEX? Nu știu, domnișoară. Vă întrebam de guvern dacă va cere în avans companiilor de stat. Săptămâna viitoare vrem principal să avem acest comitet executiv național. V-am spus zilele trecute, dar sigur că trebuie să le reluăm permanent ca să menținem teme foarte importante pe lângă prostiile pe care le-am vorbit noi despre fondul suveran. Prim-ministrul statului israelian, e răspunsul la întrebare. Vă rog. Eu nu, dar de ce? Chiar n-am pretenția asta. Vă rog. Domnul Netanyahu s-a declarat ieri sigur de faptul că mai multe state, inclusiv România, își vor muta ambasada la Ierusalim și din câte înțelegem, i-ar fi transmis acest lucru și premierului Viorica Dăncilă astăzi la discuțiile pe care le-a avut la Varna. Dumneavoastră, cum vedeți acest subiect? Înțelegem că mai a terminat acea analiză și a trimis-o premierului. Lăsați-mă doar comentatorul miniștrilor PSD și altor membri de partid. Încă n-am ajuns la nivelul să fiu comentatorul sau consilierul primului ministru israelian. În schimb, dacă ați adus subiectul în discuție, îi mulțumesc public pentru gândurile bune și vorbele bune pe care mi le-a transmis prin intermediul doamnei prim-ministru. În rest, despre raportul de la mai, când o să-l avem, o să discutăm despre el. Acum, CEX-ul de săptămâna viitoare, care nu se va referi la remaniere, la remaniere, ca principal obiectiv, să discutăm despre propunerile pentru ASF și CNA. Nu o să vor exista nici propuneri delicate de sancțiuni. Permite să... Nu, permite să retrag. Am văzut deja, am văzut... Este vineri seara. Este vineri seara. Și vă rog frumos, chiar nu mai vreau să-mi stric cu chinul, nici eu, nici dumneavoastră, să comentez toate prostiile și toate invențiile pe care le spun unii și alții la televizor sau pe diverse site-uri și zvonurile. Ceea ce spun colegii noastre sunt niște prostii? Nu, consider că zvonurile care n-au nicio bază reală sunt niște prostii. Domnul Zdetea, spre exemplu, declara pentru o publicație faptul că se dorește, și va propune excluderea domnului Adrian Țuțuianu. Vi se pare o prostie? Sau este un domnișoară, n-am spus asta, n-am spus asta și... Chiar a fost o decizie bună să vorbim și în seara asta. Vă mulțumesc foarte mult. Dar despre guvern mă întrebam dacă va... Putem să mergem la lift. Dar v-am pus o întrebare la care n-am primit răspuns și aș vrea să știu dacă ați discutat. Haideți să vorbim în bes, că îmi place. Haideți, vă rog. Dacă ați discutat în executiv... Nu, dar sincer, nu reușesc să... Nu, era doar legat de o acțiune de guvern aici. Problema dividendelor companiilor, ca să înțelegem și aceea. N-am înțeles, că era vorba de domnul Zetea, de domnul Țuțeanu. Și de ce? Păi nu, ca să mă lămuri și eu. Vă rog. O altă întrebare. Aveam o altă lămurire referitor la guvern. Dacă ați discutat astăzi, există posibilitatea ca executivul să ceară dividendele în avans companiilor de stat? Deci, v-am spus mai devreme ce am discutat. Cu părere de rău și cu regret că v-am dezamăgit,
nu putem inventa alte subiecte. Sunt informații pe spațiul public și e normal să le clarificăm. La asta m-am referit, cu tot respectul. Nu mai vreau să comentez prostiile și minciunile apărute în presă. Simplu. Dar ce reacția lui Augustin Lazăr de a contesta acel raport? Vă mulțumesc foarte mult. Haideți să continuăm până la Lipsi. Nu mai, încercăm să nu mai facem din asta. Da, ședința de declarații după ședința de coaliție, o ședință în care s-a parafat, s-a aranjat, nu știu cum să-i spun, înființarea Fondului Național Suveran de Investiții. Domnul Liviu Dragnea nu mai vrea să comenteze minciunile din presă. Dacă ar fi să alegem și noi același lucru, să nu mai comentăm minciunile guvernului, atunci cred că n-ar mai apărea foarte mult timp pe posturi. Dar asta e cu totul altceva. Domnule profesor, vă rog să-mi spuneți de ce, am auzit în declarații, i-au sunat pe polonezi să vină să ne explice cum e cu fondul suveran. Stau și mă întreb de ce nu i-au sunat pe norvegieni,